Bună dimineața! Ca la noi dimineață. Ne mutăm. Gata. Plecăm, schimbăm orașul. Mergem în Cyberjaya. Este la 40 de minute de aici. Te văd și pe tine, că avem cameră 360. Bună! Ce ești așa? Adormită. Te-ai făcut cafea? Deloc. Suntem cu bagajele făcute, gata de plecat. Vă găsim apartamentul acesta frumos după o lună și un pic, nu? O lună jumătate. O să facem de acum așa vlogurile astea de mutare. O să vă prezentăm apartamentele sau casele care le vom lua, le vom prezenta cu camera 360. Astfel veți avea o experiență mult mai frumoasă alături de noi. O să ne gândim să mai folosim camera 360, nu știu, poate când se vor da drumul la anumite atracții, la muzee, la... chiar e interesant să fiți așa alături de noi. Până să plecăm, vreau să vă mai plimb puțin pe aici, că vreau să mă rămână și mie, filmat în 360. Vreau să-mi rămân apartamentul ăsta, de care eu m-am atașat mult. Pam, pam. View de dimineață. O să ne lipsească. Și baia. Chiar să-mi spuneți cum vi se pare să facem vlogurile așa. Nu toate, doar acestea. Și aici. Nu uitați să rotiți de cameră, cei care vedeți clipul pe telefon, pe laptop, să nu vă inducă în eroare, că vorbesc și nu mă vedeți. Bun. O să ne luăm acum bagajele. O să mergem jos. De lift. Mergem cu liftul. Facem vlog din lift. N-am renunțat la troller, să știți. Da, până la urmă am pus ghiozdanul la linie în troller. Și atât ghiozdanul cât și conținutul. Și Alina a zis că preferă să împingă de el sau să tragă de el decât să-l care în spate. Atunci e cadou. Nu că sunt prosensibil, dar deocamdată pot să stau și cu trollerul până vom ajunge în zona în care chiar trebuie să hai de la ieșire. Ce frumos era aici. Era. Uite ce coadă aici. Nu știu. Aia se. Thank you very much. Yeah, stai. Gata. Am comandat și grab-ul. Este aproape, este la un minut. O fi oare acesta? Oh. Uh-huh.
Ce repede a venit? Da. Mai tine mai departe de tine. Și pe asta, dar așa nu știu ce are cu risc. Da, să nu mă trântești pe... Aaaa, așa. Asta de căsă, nu? Lăsă-le! Lăsă-le de lemnă! Atât, că pe ăsta-l iau în partea pe altă. Uite. Hai, de ține mașina. Am ajuns. Despachetăm. Ouăle. Este diferență față de ce am avut până acum. Este un apartament micuț. Nu strălucește la capitolul curățenie. Adică așa. Să putea mult mai bine. Se puteau strădui mai bine, să spele o toaletă. O să ne ocupăm un pic așa de curățenie. Nu e nici murdar, dar nici cum era în partea alta. Hai să vă plimb puțin. Aici, prin spate, aminte. Imediat avem baia. Cabină de duș. Veceu, mașina de spălat și de aici intrăm în dormitor. Uite, o să las camera aici, ca să puteți vedea. Fără să mă mai mișc eu. Se poate intra și de pe baie și de pe living. Am dat omul la aer condiționat, e foarte cald. Trebuie să și funcționeze. Haideți să vă zic cât am plătit. Imediat. Că am uitat de până azi. Cât am plătit. Era undeva la 170 de dolari. 157 de dolari. Pentru 8 nopți. Este un preț bun. Na, și camera, și apartamentul arată așa. De banii ăștia. Grabul până aici ne-a costat 40 de lei și încă 3 lei pentru autostradă. Și 43 de lei pentru aproximativ 30 de kilometri. Un preț foarte bun. Uite și aici. Asta nu vi l-am arătat. Avem dressing. Surpriză. Fier de călcat. Un fân. Să vedem ce se mai ascunde. Și nu și asta. Ce comori. Aha. Aici avem masa pentru călcat. Zice ceva aer? Nu vreau să simte. Nu zice nimic? Trebuie să zică. O, ce frumos se vede. Bun. Haideți mai departe, că avem și un mic balcon. Asta e zona de TV. Și haideți în balcon. A, ba se simte, uite, aici ăsta bagă. A,
departe. Acum puteți să vă uitați de jur împrejur. E interesant view-ul de aici. Suntem la etajul 21. Și clădirea are 22-24. E interesant. Acum o să mai stăm puțin și o să mergem să explorăm pe aici, acest oraș, Cyberjaya. Vedeți jos piscina, însă nu avem acces așa cum deja ne-am obișnuit. Bine ai venit în balcon! Aici poți să fumezi, să-ți bei cafea. Da, o să-mi scot o masă de aia. Aici suntem, aici ne aflăm în față, nu? La intrarea din față. Nu știu ce să zic. Cred că aici este intrarea din față. Vă spuneam că și aici avem piscină, dar ce folos? Aici, această clădire, jos la parter, este și un centru mare comercial. Dezvoltatorul centrului comercial a făcut și mai departe corpul de lângă pentru apartamente. Așa că avem de toate fix aici. Acest oraș este în continuă dezvoltare. Sunt, după cum vedeți, sunt, uiteți-vă câte terenuri mai sunt, care cât de curând vor fi acoperite de blocuri. Văd eu bine sau alea de acolo sunt? Deja. Care? Alea cred că sunt gata din față. Alea negre din față de acolo? Nu. Terenurile din spatele blocurilor. Ah. Ce sunt alea de acolo? Sunt în dezvoltare sau sunt? Ce sunt alea? Nu știu, nu. Nu văd bine. Nu știu. O să mergem până acolo să vedem. Da. Haidem înăuntru. Zice, mai închid, dar zice. Să îndrept camera, să o las pe masă. Și chiar aș vrea să-mi spuneți cum vi se pare treaba asta, să facem clipuri 360 pentru locațiile în care o să mergem. Nu știu, poate aveți idei, nu? Să spuneți, doamne, vrem și noi să vedem 360, de exemplu, dintr-un anumit punct turistic, bine, când se vor deschide, sau vrem să mai faceți vlogul cu camera 360 pentru că ne place ideea. Scrieți-ne în comentarii și încercăm să rezolvăm tot ceea ce ne cereți. Bine, o să închei aici, cam atâta cu vlogul ăsta, a fost așa, un vlog scurt de mutare. Și o să ne întoarcem la vlogul obișnuit cu camera normală. O duc mai aproape de Alina să o auzi și pe ea. Știam regulile casei. Da. Și ne auzim mai încolo în vlogul următor cu camera obișnuită. Da. Pa, pa! V-am pupat!